Începe. Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție a întâlnirilor noastre din cadrul conferințelor UVT. E deja o activitate cu o tradiție destul de serioasă. Am făcut referire la ea și ieri când l-am prezentat pe domnul Andrei Vieru înaintea splendidului recital pe care l-a prezentat în Aula Magna. Aceste conferințe au o menire clar afirmată, aceea de a deschide spațiul universitar dezbaterilor, de a pune la dispoziția studenților noștri în primul rând, dar și al tuturor doritorilor, intelectualilor din oraș, informații despre ceea ce se întâmplă în lume, în așa fel încât să ilustrăm proiectul pe care l-am demarat aici la noi la universitate, în încercarea noastră de a dovedi că la UVT, la Universitatea de Vest, cultura este capitală. Cel mai bine ne-au ieșit până acum întâlnirile în care am avut doi sau mai mulți participanți, deci nu cele care au fost niște prezentări ex catedra, în care am avut un vorbitor și apoi au urmat discuții, ceea ce ne dorim să facem și astăzi, după ce domnul Sergiu Kleinerman și domnul Andrei Vieru vor încheia partea, să zicem, expozitivă, care va fi o dezbatere. Îmi doresc să avem un dialog, să puneți întrebări și să mergem cu ceva substanțial în urma acestei întâlniri. Face mare plăcere să i-am aici pe Andrei Vieru și pe Sergiu Kleinerman. Pe Andrei Vieru l-am prezentat în extenso ieri, chiar mi-am permis și niște note personale, care au fost întru totul confirmate de ceea ce am văzut aseară. Domnul Kleinerman e de origine tot de la noi, ca și Andrei Vieru, și tot ca Andrei Vieru e stabilit în străinătate, în Statele Unite, unde predă la Princeton University, fiind un strălucit matematician, cunoscut pentru studiile sale publicate atât în cele mai importante reviste de specialitate, cât și în cărți apărute la mari edituri. N-am să intru în detalii, pentru că mie însumi îmi sunt destul de îmi sună într-o limbă foarte străină acele lucruri, dar clar comunitatea matematică l-a recunoscut ca atare și noi ne bucurăm că ne-a onorat. Domnul Kleinerman a studiat la Universitatea din București și și-a continuat studiile la New York University, unde de fapt și-a obținut și doctoratul și apoi a demarat o carieră strălucită în zona academică, dacă nu mă înșel, mai întâi în California, apoi a revenit la New York și finalmente la Princeton, în acel paradis al cărților și poate al altor lucruri despre care ne veți spune. Da, da. Trebuie spuse lucrurile așa cum sunt ele, pentru că adeseori e bine să fie avertizat. Pentru că în lumea noastră foarte multe lucruri au pornit cu cele mai generoase intenții și au sfârșit în catastrofe. Și chiar se pare că ne aflăm într-o astfel de situație. N-am să vă mai spun că este membru în multor academii de știință, US National Academy of Science, de pildă, al Academiei Franceze a Științelor și membru al American Academy of Arts and Sciences. Parcurgând câteva elemente biografice, m-a frapat, desigur, atunci când am dat despre acel MacArthur Fellowship, care este, după știința mea, așa numită Bursa Geniilor, care se dă în Statele Unite și e una dintre cele mai vânate bursă, în ghilimele, nu genii. Și m-am bucurat să fiți al doilea, dacă nu chiar al treilea
intelectual care a avut această bursă. Mă bucur foarte mult, ca și o bursă Guggenheim. A fost redactor șef al Publication Mathématique de l'INES, e redactor șef la Annals of Mathematics, membru în bordurile a nenumărate publicații de prestigiu. Cum spuneam, a publicat nenumărate studii și volume de specialitate care au dus faima în zona aceasta mult râvnită academică, manifestată și prin foarte multele, și am fost foarte impresionat de locurile unde ați fost visiting professor la multe universități de prestigiu din Statele Unite, China, Israel, Japonia, Franța, Elveția, Marea Britanie, Australia și așa mai departe. Ce, sunteți un globetrotter. Conducător de doctorate, mentor și persoană cu o puternică prezență în dezbaterile profesionale și generale din Statele Unite, domnul Kleinerman ne va fermeca astăzi. Deja anticipez pe cunoscutelea, pentru că am avut aseară o plăcere să stăm de vorbă și este o prezență foarte, foarte, foarte plăcută, atrăgătoare, chiar când spune lucrurile mai dure și mai aspre. Și așa trebuie să fiți. Am să vă reamintesc câteva lucruri și despre Andrei Vieru, unul dintre cei mai mari pianiști pe care îi avem noi și pe care are Europa, sperăm că în curând să aibă și America, o personalitate enciclopedică l-am definit aseară și nu mă înșelam deloc, pentru că rare ori vezi talent diseminat în atâtea direcții, de la scrisul eseistic de cea mai bună calitate, ieri au fost și cele trei volume accesibile nouă în momentul de față din creația sa, traducător, și anume din rusă în franceză, din franceză în română, așa s-a tradus pe sine deocamdată, dar poate să apucă să-l traducă pe Cioran, care are vădite înrudiri, pentru că avem traduceri din Cioran, dar după părerea mea sunt destul de slăbuțe, cam toate. Adică trebuie să ai tu un spirit mordant, mușcător, ca să poți să-l traduci pe Cioran așa cum se cuvine. Dar poate și pe ceilalți mari moraliști de secolul XVIII, Chamfort, La Rochefoucauld, pentru că Andrei Vieru provine din acea familie. Este de asemenea pictor, dar nu știu ce nu este, ar trebui să facem o listă cu lucrurile pe care nu le-a făcut până acum Andrei Vieru, dar evident personalitatea sa de prim plan este aceea de pianist. A fost pe foarte, foarte multe scene ale lumii, a înregistrat multe discuri pe care le puteți obține și dumneavoastră pe Amazon, pentru că sunt available fără niciun fel de probleme. Am să mai intervin pe parcurs, pentru că important este să vă auzim pe dumneavoastră, nu pe mine vorbind despre dumneavoastră, pentru că inevitabil o să iau un aer așa semiceremonios, care oricum mie nu-mi stă bine, dar e obligatoriu, pentru că ține cont și de un binevenit pe care vi-l urez călduros la Universitatea de Vest din Timișoara. Tema pe care ați propus-o e fierbinte, mai fierbinte, a zice, chiar decât aerul de afară, tentațiile totalitare ale lumii în care trăim. Exista prin anii 80 o carte, cred, cu acest titlu, La Tentation Totalitaire. N-am citit-o, dar știu, am reținut titlul și noi eram încă în comunism atunci și știam exact despre ce este vorba. În lumea de azi, tentațiile și mai ales cele totalitare s-au diversificat. V-aș propune să sunt mai multe și, aș zice, mai periculoase, mai ales că foarte multe dintre ele nu au de la bun început amprenta negativității și a răului pe care îl conțin. Foarte multe dintre ele sunt niște promisiuni ale unei lumi mai bune și în numele ei noi facem tot felul de
nefăcute, devenim chiar călăi, așa cum se întâmplă chiar sub ochii noștri. V-aș propune, dacă sunteți de acord, să pornim de la această idee, să definim un pic termenii, ce ar fi pentru fiecare dintre dumneavoastră ideea asta de ispită a totalității, care există la toate nivelurile și în toate părțile, și care credeți că sunt cele mai primejdioase dintre ele? Să încep eu cu... Mai aproape de microfon. Da. Aș începe eu cu definiția totalitarismului. Să ținem cont totuși de faptul că definițiile sunt abstractizări și idealizări. Să nu pierdem asta din vedere. După părerea mea, definiția totalitarismului e societate totalitară, e o societate în care toți gândesc la fel. Fac o distinție între societate totalitară și stat totalitar. Nu e același lucru. Putem avea societăți totalitare care încă nu au un stat totalitar care să fie emanația lor. În afară de totalitarism, avem democrație, care e regimul celor mulți, oligarhia, regimul celor puțini, și anomia, regimul nimănui, unde puterea este cel puțin ineficientă. Da. Dacă nu vrem să rezervăm termenul de anarhie unor situații mai specifice, dar în mare, da. Așa văd și eu problema. Bun, deci totalitarismul e, cum bine se știe, strict legat de ideologie. Adică nu putem avea totalitarism fără ideologie. Putem avea dictaturi fără ideologie sau cu ideologii slabe sau cu ideologii netotalizante, netotalitare, dar totalitarismul propriu-zis presupune o aliniere a gândirilor. Cum cred că tu mi-ai sugerat într-o discuție de acum câțiva ani, comparația cu un magnet care se apropie de un metal și toți electronii se orientează. Da, cam asta e rolul ideologiei, rolul unui magnet care orientează mințile respectiv electronii, în comparația. Bun, și acum, fiindcă tu, Sergiu, te-ai ilustrat în ultimii ani ca un om implicat nu doar în cercetarea matematică, ci și în probleme legate de societate, de libertate a exprimării, de libertate academică, ți-aș propune ție să povestești despre ce ai scris în ultimul timp, pentru că ai publicat o serie de articole strălucite. Sigur, îmi face plăcere, dar ar trebui totuși să continuăm puțin cu definițiile. De exemplu, da. Am găsit că definiția din cartea ta mi s-a părut foarte interesantă, poate eventual să o spui, chiar dacă e puțin formală, cred că ilustrează foarte bine, cumva dă o imagine ușor geometrică la ceea ce e totalitarismul. Dar nu știu exact la ce te referi, pentru că am spus că totalitarismul e... Nu, dar în sensul de ce ziceai, logică modală, adică definiția prin logică modală a totalitarismului. Asta care o dai aici și care mi s-a părut foarte interesant. Da, de fapt, e definiția propriu-zisă a ceea ce se contrapune totalitarismul, adică definiția libertății. Libertatea politică e ceea ce e permis
fără să fie și obligatoriu. Permis și facultativ, adică. Sau mai general, dacă nu ne referim la un cadru strict politic, ci la liberul arbitru în general, el ține de sfera de ceea ce e posibil fără să fie și necesar. Adică posibil și nenecesar, posibil și contingent. Fiindcă mă mai refer o clipă la cartea mea, titlu și subtitlu par în contradicție, elogiul frontierelor, mic tratat de libertate, lumea își imaginează că frontierele sunt o piedică în calea libertății, dar eu arăt că nu numai că nu sunt o piedică, dar că libertatea are o reprezentare spațială sub formă de frontieră. Și chestia asta de instabilitate de care vorbești foarte bine. Da, adică nu, da, libertatea nu e niciodată ceva stabil, se definește în raport dialectic, să spunem, cu necesitatea. Pentru că dacă spunem posibil și nenecesar sau permis și facultativ, de fapt zona a ceea ce este permis și facultativ e mult mai restrânsă, infinit mai restrânsă decât ceea ce e interzis, respectiv obligatoriu. Obligatoriul și interzisul sunt concepte perfect compatibile cu totalitarismul. Nu-mi imaginez o formă de totalitarism care să nu, în care ele să nu fie la loc de primă importanță. Cu cât avem mai mult loc pentru ceea ce nu e nici interzis, nici obligatoriu, adică ceea ce e permis și facultativ, cu atât hai să spunem așa, respingem totalitarismul. Totalitarismul bate în retragere, dacă avem curajul să afirmăm și să insistăm pe libertatea înțeleasă în felul acesta. Pentru că asta presupune posibilitatea alegerii. Când nu avem alegere, când există o singură alegere, alegerea aia devine obligatorie. Și poate o să revenim la asta când o să vorbim de Isaia Berlin, dacă o să vorbim. O să vedem. Ok. În orice caz, adică mi s-a părut foarte interesantă definiția asta. Eu aș adăuga un alt punct de vedere, care și el e ușor matematic, da, dacă îmi dați voie. E chestia asta de aspect local-global. Libertatea are un aspect local, în sensul că se referă la un individ într-un context uman, cu tot felul de relații pe care le are cu alți oameni, dar definiția e pur locală, în sensul că persoana respectivă are dreptul să se aranjeze și să negocieze cum îi convine lui mai bine cu restul grupului, să spunem. În timp ce, să zicem, egalitatea, noțiunea de egalitate, e o noțiune globală. Adică ca să ai un grup de oameni egal, fiecare trebuie să se raporteze la celălalt. Da, la toți ceilalți. La toți ceilalți. Da. Deci, la un nivel restrâns sau la un nivel întregii țări, mai departe. Deci, egalitatea are tendința de a fi global și totalitarismul e și el global. În sensul că o societate totalitară, cum am văzut cu era comunismul, totul era aranjat, era planificat, era un plan global pentru întreaga societate. Economia era total planificată, cu consecințe absolut dezastroase. În timp ce, deci socialismul, e și el, are aspectul ăsta global, în timp ce capitalismul, de exemplu, e local. Totul se bazează pe relațiile la nivel mic,
pe care fiecare unitate economică o are cu alte unități economice. Deci, iarăși, chestia locală. Și vreau să atrag atenția că fizica, de exemplu, e și ea locală. Deci toate legile care le cunoaștem în fizică sunt legi locale. De aia sunt date de ecuații cu derivate parțiale. Ecuații cu derivate parțiale sunt ecuații care apar în matematică, sunt domeniul meu de specialitate. Dar totul e bazat pe legi locale și după aceea, mă rog, sunt, să zicem, soluții ale ecuațiilor cu derivate parțiale care sunt enorm de multe posibilități. Adică ceea ce face ca sistemul ăsta local, ceea ce e într-un fel inimaginabil și nu foarte intuitiv, e că sistemul ăsta local dă posibilități enorme. Ceea ce, bineînțeles, recunoaștem chestia asta și în societățile libere. Societățile libere sunt societățile în care posibilitățile sunt enorme și care se manifestă într-un mod în care o societate închisă cu aspectul ăsta global nu se poate manifesta. Deci, în fine, fac legătura asta că există și aspectul ăsta local-global care definește relația dintre, să zicem, totalitarism și democrație liberală. Da. Fiindcă ai vorbit de libertate și de egalitate, care, după cum bine știm, fac parte dintr-un celebru slogan al Revoluției franceze, după părerea mea, drama Franței e că n-a înțeles niciodată că libertatea cu egalitatea nu se pot împăca. Sunt antinomice. Și de ideea asta francezii n-au putut să scape niciodată. Dar nu numai francezii, din nefericire. Nu numai francezii, dar vorbesc de Franța pentru că acolo... De acolo a început, cumva. De acolo a început, acolo trăiesc, mă rog, mi-e mai familiar subiectul. Aș vrea să dau un citat din autorul pe care eu personal îl consider cel mai important autor care a scris despre totalitarism și anume Iacob Talmon, care a scris o celebră carte, Originile democrației totalitare. În opinia mea, o carte mult mai importantă decât Hannah Arendt, mult mai de substanță, și el vede originile democrației totalitare în filozofii în a doua jumătate a secolului XVIII. Ideologia, adică ai Revoluției franceze și ai societății franceze de după Revoluție. Deci, citatul ar fi așa, este important să subliniem că, la fel ca Rousseau, atunci când vorbește despre demnitatea și libertatea omului, Robespierre are în vedere absența dependenței personale, cu alte cuvinte, egalitatea. Rousseau spusese că omul ar trebui să fie cât mai independent posibil de orice altă persoană și cât mai dependent de stat. Deci, asta este parte din concepția rusoistă asupra libertății și implicit a egalității, de fapt. Aspectul global al chestiei. Da, da. Nu, asta, ca să continui puțin ideile tale, relația asta, contradicția asta evidentă între egalitate și libertate, e una din problemele majore din toate timpurile și astăzi, în special, revine cu o virulență extraordinară în vest, în America, unde stau eu. Lumea efectiv nu-și dă seama de contradicție, contradicție enormă. Chiar am încercat recent să scriu, încă n-am publicat, dar încerc să scriu un fel de eseu de genul ăsta, de ceva ce se poate întâmpla monstruos
când egalitatea devine obsesia totală care, a unei societăți. Egalitate, nu numai egalitate, cum s-a înțeles inițial, în America cel puțin. Ideea de egalitate era egalitate față de justiție. Deci fie, toți suntem egali în fața justiției. Asta era, deci era o egalitate oarecum bine conturată. Egalitatea de care se vorbește astăzi e, așa zis, equity, care e înțeles ca o egalitate care trebuie să ducă la aceleași rezultate. Fiecare grup de oameni, sau oameni în general, trebuie să, dar, e văzută mai mult identarian, în sensul că dacă un grup de oameni e disproporționat reprezentat și altul e mai puțin reprezentat, asta e o inegalitate care e absolut inacceptabilă. Indiferent de ce, care e motivul, de exemplu, se poate întâmpla ca un grup de... De exemplu, se spune că între bărbați și femei, să zicem, femeile pot fi interesate în anumite domenii și bărbații pot fi interesați în alte chestii. Ei, asta e o treabă complet inacceptabilă. Deci toți trebuie să fim egali. Ideea că cineva ar putea să aibă alte interese e total inacceptabil. Asta a fost, de exemplu, tragedia unui tip ca Damor, era his name, e un individ de la Google care în perioada imediat după 2020, deci după ce s-au întâmplat toate problemele care s-au întâmplat în 2020 în Statele Unite, a scris un articol în care încearcă să răspundă la faptul că sunt presiuni enorme printre funcționarii de la Google, printre, mă rog, cadrele de la Google, să aducă mai multe femei în tot ce privește calculatoare, programare și așa mai departe. Și el răspunde că s-ar putea ca una din probleme să fie că pur și simplu majoritatea femeilor nu sunt interesate în chestia asta, nu vor să programeze, vor să facă altceva. Și vor să, o chestie care tot poate să fie la fel de interesantă. E, pe chestia asta a fost dat afară. Numai pentru faptul că a scris că ar putea exista această posibilitate, a fost dat afară. Aceeași chestie s-a întâmplat și cu Summer, Larry Summers, care era președintele Harvardului, și care la un moment dat tot așa a avut o situație, era într-un cerc destul de restrâns în care a fost întrebat cum explică el că există în științele matematice și fizice, există discrepanțe mari între bărbați și femei, la care el a încercat să dea 5 răspunsuri. Deci fiecare răspuns era, unul era din cauza discriminării, altul că nu știu. Adică el nu spunea că ăsta e adevărat un motiv, dar spunea care ar putea să fie cele 5. Și una din ele era că, tot așa, că eventual femeile nu sunt la fel de interesate în matematică și fizică cum sunt bărbații. Asta era una din posibilități, nu, nici măcar n-a spus că asta e cea corectă. Și a fost un scandal enorm, deci după care a trebuit să demisioneze ca președinte. Deci, în fine, asta e unul din lucrurile care se pot întâmpla când ai tendința asta de a considera ca egalitatea ca fiind cel mai important, egalitatea în toate felurile, e cel mai important lucru în societate. Dar să intervin așa ca filolog. În timp ce vă ascultam vorbind despre egalitate, mi-am adus, și dacă se aude, mi-am adus aminte de o poezie a lui Mircea Dinescu despre tristețea acelui plecat la oaste. Și le reproduc din memorie, s-ar putea să nu imeresc un cuvânt sau altul, e cam așa. Și apoi, într-o cazarmă crenelată, lovit de soare printre generali, fără de mamă și fără de tată, am să învăț cât suntem de egali. Cred că nu ne-am depărtat foarte mult de situația asta și dacă tot am intervenit, eu mă pun deja, I beg to differ. Okay. S-ar putea să nu fi înțeles eu. Eu nu știu dacă societatea totalitară, așa cum a definit-o Andrei, este cea în care toți gândesc la fel.
Eu zic mai degrabă că este societatea în care unii au confiscat dreptul de a gândi, pentru că nu putem ști de fapt ce gândesc ceilalți dacă nu-i auzim. Da, eu nu am pus absolut deloc problema sincerității. Nu e vorba adică, de sinceritate. E vorba de... Noi am trăit într-o societate totalitară. Da, eu am trăit. Dar în același timp eu nu gândeam la fel cum gândeau activiștii de partid, cum gândeau securiștii, cum gândeau ăștia, turnătorii. Nu gândeam la fel, dar eram într-o societate totalitară. Pentru că vocea mea nu se auzea. S-a referit la expresia publică. Dar expresia publică este confiscată. Asta absolut. E adevărat. Și poate trebuie absolut. Să punem nuanța asta. Da, nu știu, mă gândesc la foarte mulți oameni care pe timpul lui Ceaușescu îi cântau ode lui Ceaușescu. Asta vreau să spun, că nu mi-am pus deloc problema dacă erau sinceri sau nu. Că nu asta contează. Nu, dar nu toți, că noi am avut în 90 nu... o dezbatere, nu toți da. Am turnat, nu toți am scris cu Ceaușescu, nu toți am recitat poeme așa da, zis, patriotice. Pentru că nu erau patriotice, erau de proslăvirea dictaturii. Erau niște interjecții așa pe care... Da, e adevărat, dar eu am subliniat de la început că definiția mea este o abstractizare și o idealizare. Adică, evident că... Dar ne păzește-ne să idealizăm în care tot să gândească la fel. Da, nu știu, mă gândesc la un caz mai... far mai clar definit decât cazul României, cazul Coreei de Nord. Când era pronunțat numele șefului suprem, toată lumea începea să plângă de emoție. Ne interesează dacă plângeau sincer sau nu. Eu zic că politic vorbit e irelevant dacă erau sinceri sau nu. Presupun că regimul din Coreea de Nord a fost mai dur decât cel din România. Nu există canalul 1 și canalul 2, încât să ne închipuim că la canalul 2 au dreptul și cei care nu gândesc la fel. Da, zic, sigur, sunt... Cei care nu gândesc la fel sunt, în general... sau ostracizați, sau reeducați, sau omorâți, da, sau deci exilați. Cred că e important să spunem că e vorba de expresia publică. Da, da, da. Da, în sensul ăsta, da, sunt de acord. De altminte, da. Nu există societate care... Da, absolut. Da, și eu sunt de acord, dar vreau să spun, dacă ar fi să facem referințe literare, există un totalitarism, să spunem așa, de tip orwellian și există un totalitarism de tip Huxley. Adică sunt diverse utopii imaginabile. Eu, drept să spun, nu fac diferența între utopie și distopie. Pentru mine utopia și distopia e același concept. Brave New World. Da. Care ar fi de soft totalitarianism versus hard totalitarianism. Da, da, adică, e reprezentat de, adică e imaginabilă o societate în care toți gândesc la fel și în care violența n-ar mai fi necesară. Nu înseamnă neapărat că nu s-ar exercita, dar n-ar mai fi necesară dacă toți ar gândi la fel. Sunt cazuri teoretice pe care trebuie să le luăm în considerare atunci când conceptualizăm. Da, da. Dar în orice caz, ca să revin la chestia cu libertatea și egalitatea, care sunt absolut contradictorii. Egalitatea și libertatea. Deci, cu egalitatea, noțiunea că egalitatea ar fi lucru cel mai important și care, din nefericire, revine foarte puternic în vest acum. Deci în America problema asta e dominantă acum, de exemplu în universitățile americane. Sunt așa zisele, adică s-a creat o birocrație absolut enormă care a crescut, de altfel a început de mult, a început cu toate chestiile de political correctness și de affirmative action. Acțiunile afirmative, cum se zice în română, acțiunile afirmative, care erau foarte bine intenționate. Asta e chestia cumplită în toată afacerea asta, că totul e bine intenționat până la urmă. Adică și oamenii care impun aceste lucruri sunt totdeauna se justifică pe motive de intenții.
Unii din ei, într-adevăr, au intenții foarte bune, alții nu. De exemplu, o chestie remarcabilă care s-a întâmplat la Evergreen. Nu știu dacă știți, e Universitatea Evergreen. Da, era Brett Weinstein, e un profesor de la, foarte cunoscut de altfel, de la Evergreen. Asta e o universitate în Portland, mi se pare, ceva de genul ăsta. Da, nu mai știu unde e. În Oregon, în orice caz. La un moment dat, studenții negri de acolo au declarat că trebuie să fie o zi, au specificat ziua în care albii nu au voie să vină în universitate. Deci o zi numai pentru negri. Și ăsta s-a opus. Singurul care s-a opus, Brett Weinstein ăsta, s-a opus și a fost imediat scandal enorm, atacat și el și soția lui. Soția lui e și ea profesoară tot la aceeași. Și el zice, într-unul din interviurile care le ia, spune că președintele universității, că din câte am înțeles el, președintele universității avea un plan în cap. Deci, era universitatea asta, se pare, era o universitate destul de mică, spre de multe alte universități în America, era o universitate condusă de faculty, de profesori. Mai mult de, administrația era relativ mică. Și asta, când a venit ca președinte, a încercat să schimbe situația și să creeze puterea administrației. Deci să crească lui puterea administrației și că s-a folosit de toată chestia asta. Deci sunt cazuri de oameni care eventual sunt bine intenționați, dar e foarte greu să distingi când e intenția bună și când e, de fapt, sunt motive foarte nefaste în spatele chestiei respective. Eu mărturisesc că eu, când am văzut documentarul despre Evergreen, am fost zguduit de ce am văzut. Sigur că nu era vorba la Evergreen de vreo violență fizică, ci numai de violență psihologică. Verbală. A fost atacat verbal foarte tare. Da, da. Deci, violență verbală și psihologică, dar pe care nu o exercitau doar cei de sus din ierarhia asupra celor de mai jos decât ei. Și erau cumva incitați să exercite violența asta toți asupra tuturor. Și asta mi-a adus aminte de fenomenul Pitești, unde cei drept era vorba de violență și fizică. Deci, nu confund Evergreen-ul cu Piteștiul, dar sub un aspect precis, acesta de a încerca să-i determine pe toți să se chinuiască unii pe alții, deși într-un caz, repet, psihologic și în alt caz psihologic, dar mai ales fizic, mă rog, sub aspectul ăsta eu am văzut o anumită analogie. Da. Da. Cu limitele ei, evident, să nu vreau să fiu răstălmăcit. Mi se pare că în exemplele pe care le-ați dat acum e pus sub semnul mare al îndoielii, cel de-al treilea termen din faimosul slogan Liberté, Égalité, Fraternité. Deci în momentul în care ne spuneți că o grupare, fie etnică, fie ideologică, nu are importanță, spune azi doar noi suntem aici, tocmai ideea de fraternitate a dispărut. Absolut. Nu sunt eu mare admirator al Revoluției franceze, ba din contră, că știm câte dezastre și ce violență a provocat, dar dacă luăm termenii ca atare, poate că ei pot fi folosiți, fi de uz în lumea noastră. Or, tocmai această idee de facționism, în mod evident, el pornește ca o promisiune a egalității. Și sfârșește exact prin a nega, pentru că unii sunt mai, ca în poezia lui Dinescu, suntem unii mai egali decât alții. Bine, e chestia de la Martin Luther King, nu? Adică Martin Luther King a spus chestia asta celebră, că he dreams for a society where people are judged according
to the content of their character rather than by the color of their skin. Și deci asta era idealul. Iarăși, e genul ăsta de chestie care se întâmplă foarte, foarte des, că pornești cu idealuri foarte frumoase și până la urmă totul devine exact pe dos. Totuși? Adică acum, de exemplu, Candy, care se numește Ibrahim Candy, e o persoană de culoare neagră care a devenit intelectualul, să zicem, cel mai cunoscut al antirasismului, ceea ce se numește antirasism. Deci antirasism e, de fapt, cumva un fel de rasism inversat. Adică ideea lui fiind exact chestia asta, că ceea ce am spus mai înainte, că orice fel de inechitate la nivel de manifestare socială trebuie să fie neapărat explicată de systemic racism, independent de care sunt acțiunile personale ale indivizilor. Deci, la Martin Luther King, acțiunea individuală e ceea ce contează. La Ibrahim Candy, n-are absolut nicio importanță. Că eu nu sunt rasist, n-are importanță. Dacă eu sunt angrenat într-un sistem în care nu sunt suficient de mulți negri față de albi, atunci sunt rasist. Sau dacă sunt angrenat într-un sistem în care întâmplător sunt mai mulți bărbați decât femei, tot e sexism. Deci nu ai scăpare. Nu ai scăpare, individ. Da. Nu ai scăpare. Adică numai, revine totul la o definiție globală. Totul e bazat nu pe persoana individuală, ci pe un ansamblu de indivizi care fac parte dintr-un grup. Identitarianismul, care ființa umană nu mai contează exact. Depinde de clasă. Cel puțin la comunism, comunismul avea o chestie mult mai simplă și, după părerea mea, mai rezonabilă. Era distinția între clase. Mi-e mai ușor să accept, și asta era, bineînțeles, groaznică, adică distinția și consecințele care le-a avut distinția asta erau groaznice, dar cel puțin era mai simplu, era o clasă și alta, erau două clase. Și eventual puteai să treci dintr-o clasă în alta. Și puteai să treci, dar nu poți să schimbi rasa, de exemplu. Prin reeducare. Rasa nu poți să o schimbi. Sexul nu poți să-l schimbi. Bine, acum se presupune că poți să schimbi și sexul, dar rasa, by the way, nu. Asta e interesant. Mi s-a părut interesant că posibilitatea asta de a zice că dacă o gamă de lucruri se definesc acum psihologic, deci dacă sunt bărbat și mă simt femeie, atunci sunt femeie. Dar nu există chestia asta că dacă mă simt negru, nu sunt, n-am voie să spun că sunt negru, adică nu, așa ceva ar fi complet condamnat. Dar există tot soiul de revendicări care poate vor lua amploare, de exemplu, să poți să-ți stabilești, așa cum poți să-ți stabilești în mod arbitrar sexul, să-ți poți stabili în mod arbitrar vârsta. Exact, mi-ar face mare plăcere de altfel. Dar este ultimul tabu care nu a căzut încă. Nu a căzut, dar lupta se duce ca să cadă. Cunosc pe cineva care chiar mi-a propus să-l ajut să publice această teorie în urmă cu vreo 2-3 ani. A zis, a căzut tabuul social, a căzut tabuul moral, tabuul sexual și așa mai departe, dar tabuul vârstei încă nu a căzut. Aici mai e de lucru, pentru că creează o problemă. Dacă ne păstrăm toți la 29 de ani, nu mai ieșim la pensie și atunci... Da, asta în Statele Unite există. De exemplu, în universități, eu pot eventual să fiu profesor până când nu mai sunt în stare să scriu pe tablă. Da, nu există... Deci sunt anumite elemente în direcția asta, există. Adică... Nu veți spune niciodată că aveți în eternitate 28 de ani. Mi-ar face plăcere, de ce nu? Da. Dar, din nefericire, da. Nu, dar, fine, sunt tot felul de chestii de-astea absurde. Dar asta e o chestie interesantă și greu de explicat. Vă asta ați întrebat. E greu de explicat cum s-a ajuns la chestia asta. Adică, de ce a devenit comunism? Bine, hai să zicem că înțelegem mai bine ce s-a întâmplat cu comunismul și cum a ajuns, a pornit de la, să zicem,
o viziune umanistă, a ajuns la tragedia pe care o cunoaștem. Și bineînțeles că același lucru o să se întâmple cu ce se întâmplă acum în vest. Dar care mai fi alte ispite totalitare? Eu aș reveni, dacă îmi dați voie, la ideea ta cu local versus global. Recunoști o problemă cu potențial totalitar după faptul că e o problemă globală. Exploatarea omului de către om a fost o problemă planetară, așa, nu s-a limitat la județul Ilfov. Încălzirea globală, o pandemie, sunt probleme care au potențial totalitar și cred că s-a putut observa acest lucru în ultimii 2 ani în ce privește pandemia și ceva mai mult în ce privește, de pildă, problema încălzirii globale. Și aici e o problemă despre care putem dezbate relația ideologiei cu știința. Uh-huh. Unde cred că ești cât se poate de calificat. Da. Nici nu știu de unde să încep. În orice caz, legat de global warming, e evident, e o problemă reală. Adică pot să spui că dacă te uiți la temperaturile din ultimii 150 de ani, din câte înțeleg eu, temperatura a crescut cam... sunt chestii, deci, concrete, care sunt măsurabile și care toată lumea le acceptă. Deci, temperatura a crescut cu 1,2, din câte înțeleg, 1,2 grade Celsius în ultimii 150 de ani. Carbonul, deci... procentajul de carbon dioxid în atmosferă tot a crescut. E foarte mic, dar a crescut. Și, bineînțeles, e și iarăși adevărat că există un greenhouse effect. Ok, deci astea sunt chestii care toată lumea le acceptă. După aia, e, noțiunea, ce se spune în presă foarte des, că 93%, la un moment dat era o chestie, o cifră de genul ăsta, că 97% din oamenii de știință sunt de acord că global warming e o chestie catastrofală și că e creată de oameni și așa mai departe, chestia nu e deloc adevărată. Deci sunt foarte, foarte mulți oameni de știință care care sunt foarte serioși și care, și care se uită serios la date, și care spun că exagerările astea, că trecem printr-o perioadă absolut catastrofică, că în curând va fi o chestie catastrofică pentru umanitate, nu e adevărat. Și, mă rog, pot să dau exemple, adică sunt oameni foarte, foarte serioși care au scris, de exemplu, o carte, adică dacă cineva e interesat, eventual dacă cineva are întrebări mai târziu, pot să dau referințe exacte. Dar, în orice caz, asta e o treabă. Din nefericire, știința asta a fost politizată. Deci, dacă ai păreri care nu sunt exact alea considerate extremiste, ai tot felul de probleme. Adică, de exemplu, pur și simplu poți să nu fii finanțat de NSF. Deci, ca să faci cercetare în domeniul de climă, îți trebuie surse enorme de bani. Sursa asta de enorme de bani nu-ți vin. Dacă tu te declari ca fiind, să zicem, neutru, sau gândiți-vă la situația respectivă, că, să zicem, mai doi oameni de știință și vine un ziarist și întreabă pe unul din ei, domnule, ce părere ai de global warming? Și ăsta spune, domnule, e o problemă, e serioasă, trebuie să studiem, să studiez în continuare, nu prea știm cum e, uite care sunt problemele. Și după aia se duce la al doilea și ăsta spune, e groaznic, e sinistru, o să fie catastrofă. Care va fi,
care va fi articolul din ziarul New York Times a doua zi, va fi, bineînțeles, ăla extremist, o să aibă mult mai multă influență. Și asta nu e, asta deja nu e neapărat o chestie politică, ar fi mai mult o chestie de, să zicem, scandal, că face mult mai multă, e mult mai mult interes reflex pentru... Reflex jurnalistic. Dar jurnalistic, dar după aceea, da, reflex jurnalistic, exact. Dar după aia, bineînțeles, e și o chestie politică la mijloc, pentru că e un număr foarte mare de oameni educați, nu neapărat, bineînțeles, într-un domeniu științific, care sunt pur și simplu împotriva capitalismului. Deci, cumva, luând poziții foarte dure împotriva relativ de global warming, ei, în același timp, cred ei că dau un capitalism. Deci, dau în societatea vestică capitalistă, ei susțin că e proastă și că are tot felul de probleme. Ăsta e un mod de a ne-a și... Da, eu acum am venit un exemplu. Am citit un articol acum câteva luni despre ultimul sau penultimul premiu Nobel pentru fizică, despre care credeam că e la adăpost de politizare. Premiul Nobel a luat numele proprii nu le mai am în minte, dar l-a luat un model de evoluția climei pe Pământ. Există multe modele concurente. La o anumită dată e elaborat un anumit model și de-a lungul unei perioade de timp, să spunem câțiva ani, se compară previziunile modelului cu ce se întâmplă în realitate. Corect. Și se poate face un grafic pe care să apară, să zicem, curba realității și curba vreo 10 proiecte. Premiul Nobel a luat un proiect care era foarte puțin fiabil, foarte puțin în raport cu ce s-a întâmplat în realitate. Deci nu pentru conformitate cu realitatea a primit premiul Nobel, ci pentru că era dintre cele mai alarmiste. Da, de chestia asta nu știu, dar nu m-ar mira. Un articol bine documentat. Da, asta nu e problema științei, este problema celor care folosesc știința în scopuri ideologice. Și, din păcate, chiar în organisme din astea internaționale prestigioase, domină cei care parcă vor să ne împingă cumva spre o prăpastie. Adică ei nu caută, de fapt, soluția atunci când spun că ne amenință că suntem vinovați de ce-o fi, încălzire globală și așa mai departe. Da. Ei, de fapt, creează o stare de haos, ne lăsându-i pe oamenii serioși de știință să găsească eventuale soluții. Da. Nu. Și mai e o chestie extrem de importantă, tot legat în general de știință, nu numai de climate change. E chestia asta că în știință lucrul cel mai important pe care trebuie să-l faci e să găsești, să cauți găuri să zicem, știința respectivă, adică în teoria care există relativ la ceva științific. Adică orice om de știință serios știe chestia asta. Adică când mă uit la o teorie științifică, încerc să-i găsesc găurile. Așa funcționează lucrurile. Adică nu mă uit la lucrurile care merg. Sunt destul de evident, în orice teorie științifică, sunt multe lucruri care funcționează bine. Dar, de exemplu, când Einstein a făcut General Theory of Relativity, s-a uitat la câteva fenomene care nu funcționau. De exemplu, în toată chestia cu experimentul lui Michelson. Deci a pornit de la ceva care nu funcționa în contextul care exista înainte, în contextul care era acceptat. Asta ca sfat pentru toată lumea. Impresia mea e că dacă vrei să afli ceva despre ce se întâmplă în climate change, nu te uita la consens. Uită-te la ăia care sunt împotriva consensului. Da, pentru că ăia sunt întotdeauna mai serioși. Bine, mă refer la oameni serioși de la bun început, adică mă refer la oameni de știință, dar care sunt împotriva consensului. Nu că ar avea dreptate, dar că fiind minoritari, sunt obligați să prezinte lucrurile, să facă un efort ca să prezinte
să prezinte, să zicem, găurile care le găsesc ei în consens, să le prezinte cât mai elocvent cu putință. Dar aici o mare problemă metodologică. Cum îi eliminăm pe isterici dintr-o categorie și din alta? Pentru că sunt isterici care susțin o teoria respectivă că funcționează, că ne vom pârjoli cu toți în curând, și sunt istericii ceilalți care spun, domnule, nu ne vom pârjoli, totul foarte bine. Cum facem? De fapt, la noi răzbat aceste voci, vocile exagerate dintr-o tabără sau alta. Nu prea răzbat problemele științifice, măsurătorile exacte. Apar la noi răzbat devierile, inclusiv cu ocazia câte decernări, câte unui Nobel. În chestia asta de climate change, e foarte simplu. Adică, primul rând, nu te uiți la ce scriu jurnaliști. Adică jurnaliștii habar n-au. Sunt complet pe din afară. Problemele sunt extrem de grele, problemele legate de climă sunt înfiorător de complicate. Adică tu știi foarte bine din sisteme dinamice. Un sistem dinamic caotic, nu poți să prezici absolut nimic, nici pe termen scurt. Nu suntem în stare să prezicem nici măcar cum va fi ziua de mâine. Foarte bine. Adică, deci, trebuie să te uiți la oameni de știință serioși și să vezi că sunt în două tabere. Deci sunt aia care, să zicem, sunt consensus, care reprezintă consensus, și cei care sunt împotriva consensului. Da, apropo de ce spuneai înainte, că de fapt omul de știință trebuie să uite la ce nu merge, nu la ceea ce merge. Da, da. Asta se atinge cumva cu concepția lui Popper. Exact, e legat de Popper. Da. Dar consensul, ăștia care, vreau să spun numai o chestie, că ăștia care sunt cu consensus, pot fi oameni foarte, foarte serioși, bineînțeles, nu încape nicio îndoială, dar trebuie să realizez că sunt cei care au vântul la, cum se zice, adică la pâvă, da, adică care sunt sprijiniți cu bani, cu, deci pot să ai oarecare dubii. Cei care sunt împotriva de obicei, bine, se zice că primesc bani de la oil companies, nu cunosc pe nimeni care să fie de genul ăsta, dintre oamenii care, să zicem, sunt așa zis sceptici. Nu cunosc pe nimeni care să ia bani de la... Deci, de obicei sunt minciuni când se zice că au luat bani de la cel... Da, dar pe de altă parte există acele fundații mari și cât se poate de oficiale și chiar prestigioase, care sunt împinse cumva să financeze doar un anumit tip de activități. Imensa majoritatea a banilor, imensa majoritatea a banilor vin pentru poziția extremistă, nu pentru poziția... Da, adică dacă te uiți în America, NSF, toți banii care vin de la National Science Foundation vin pentru poziția extremistă. Niciodată nu vin pentru ăștia care se opun. Adică ăștia care, să zicem, sunt moderați. Da, pe dacă până și premiul Nobel pentru fizică a fost dat unui extremist mai degrabă. Adică sunt și fundații, sunt convins că sunt și fundații, să zicem, de dreapta, care, dar au mult mai puțin bani. Din comparativ, trebuie să te uiți. Asta e că trebuie să vezi toate lucrurile astea în ansamblu. Adică mult mai puțin bani pentru poziția minoritară decât pentru poziția majoritară. Dar mult, mult mai puțin. Adică ordin de mărime de 10 sute de ori. Da, impresia mea, ca să revenim la ce merge și ce nu merge în știință, în mod normal, când dai de ceva ce nu merge, ori faci altă teorie, ori încerci cumva, dacă se poate, să cârpești teoria existentă ca să meargă și ce nu merge. Am impresia că tendința e că ceea ce nu merge să fie băgat sub preș. Absolut. Sunt anumite chestii care efectiv sunt anumite poziții științifice în diverse domenii, în biologie, de exemplu, în care pur și simplu, dacă ai o poziție care nu e aia acceptată, ești blocat, adică pur și simplu nu poți să ai o carieră. Da, și din cauza asta numele biologului sovietic Lysenko apare din ce în ce mai des. Da, de exemplu, ăsta Richard Lindzen, care e profesor la MIT, e unul din primii tipi care au studiat climate science. Foarte tânăr, era membru al Academiei Americane la vârsta de 30 de ani, era absolut briliant individul, și care el e sceptic. Și îmi spunea, am vorbit cu el și îmi spunea că studenții lui
le spune de la bun început că, domnule, voi faceți, n-aveți, în cercetările voastre, nici nu menționați numele meu. Pentru că dacă îl menționați, n-aveți nicio șansă să fiți... Adică sunt chestii de genul ăsta care lumea nu le știe și care sunt flagrante. Deci rezultă destul de clar că ideologia a pătruns peste tot. Astea sunt, să zicem, teoriile științifice care au un aspect social enorm de important. Altele mai puțin. Matematica, de exemplu, mai puțin. Dar chiar astăzi am citit un articol despre ce se întâmplă cu Princeton High School, în care se pare că... Deci asta, copiii mei au mers la școala aia, deci... Sunt tot felul de proiecte ca să, iarăși bazat pe antirasism și pe egalitarism, să se reducă toate cursurile grele de matematică. Deci algebră, să fie toată lumea să ia aceeași curs de algebră, deci cursurile avansate de algebră vor fi scoase. Adică, fine, sunt proiecte, nu o să se facă până la urmă, sper, pentru că o să fie multă lume care va fi în arme cu potriva chestiilor astea. Dar vreau să spun că sunt genul de chestii care se întâmplă tot timpul. E o presiune enormă de a nivela absolut totul. Dar să știți că asta nu e neapărat ideologică, deși e clar în cazul de față, ci eu cred că ea corespunde unei tendințe destul de evidente în ultimele, nu știu, 3-4 decenii, când s-au accentuat, ca divertismentul să înlocuiască munca serioasă. Totul este entertainment. Totul trebuie să fie foarte ușor, totul trebuie să fie available. Și asta cred că a produs mutații psihologice serioase. Vedem și noi în universitatea noastră această lipsă de apetență pentru a pune umărul, cum se spune pe vremuri, este șocantă. Este un refuz al efortului, de fapt. Da, însă ceea ce e remarcabil că toate chestiile astea iarăși sunt făcute cu ideea că ajutăm, să zicem, clasele defavorizate. Da? Deci că sunt copii care vin din medii defavorizate, deci care nu pot să ia cursul de algebră superioare. Deci standardul nu mai este ștacheta înălțată, deci, exact. Ci este ștacheta coborâtă. Exact. Și aici vin cu experiența mea din România cu olimpiadele de matematică, de exemplu, care au avut un succes enorm de a scoate exact copiii din medii defavorizate, se aducă la nivelul cel mai înalt. Adică exact fenomenul opus. Adică într-un sistem din asta în care pe motive bune încerci să reduci cât mai mult, să aplatizezi învățătura, cei care sunt defavorizați sunt exact clasele defavorizate. Pentru că dacă aveți un copil care la o școală de genul ăsta și știți că a scăzut foarte mult nivelul de învățătură a scăzut foarte mult, aveți posibilitatea ca acasă să dați un ajutor suplimentar copilului. Copilul poate să ia meditații, poate să facă tot felul de chestii. Pe când ăsta dintr-un mediu defavorizat, n-are chestia asta, n-are posibilitatea asta. Deci dacă, în măsura în care un tip talentat dintr-un mediu defavorizat știe exact ce trebuie ca să ajungă la nivelul înalt, are șansa să o și facă. În timp ce dacă tot e aplatizat și semnalele sunt că nu contează, atunci nu o să ajungă. Adică o să fie defavorizat. Chestia asta o vezi, de exemplu, în Franța o vezi la școala normală, de exemplu. Școala normală, Ecole Polytechnique, Ecole Normale. Era, prin anii 50, numărul de copii care veneau din medii oarecum defavorizate era mai mare decât de acum. Cu toate. Adică, deci după ani de zile în care au tot vorbit că trebuie să ajutăm pe ăștia defavorizați, în realitate, exact fenomenul opus a petrecut. Adică unele intenții au de multe ori efect contrar. Efectul contrar, da. Și te întreb dacă sunt făcute, din atins sau... Da, aici cred că ar merita menționată o caracteristică a gândirii de tip totalitar,
care e și o gândire, o caracteristică a gândirii de tip birocratic. Contează mai mult mijloacele decât scopul, adică mijloacele devin scop în sine. Asta pentru birocrație, și pentru birocrați, și pentru la gândirea totalitară se întâmplă la fel. Practic statul totalitar se sprijină foarte mult și pe birocrație. Adică cumva, sigur, există birocrație fără totalitarism, dar totalitarism... Fără birocrație nu există. Nu prea există. Da. Chiar și soft totalitarism are birocrație foarte mare. Adică asta e ce se întâmplă în universitățile americane. A crescut enorm de mult birocrația. Dar enorm. Da, adică da. În ultimii 20 de ani, eu când am venit la Princeton, practic era președinte, pe președintele îl vedeam oricând, președintele universității, birocrația era foarte, foarte mică și totul funcționa foarte ușor. Acum e, încă e relativ bine față de, să zicem, Franța, dar e mult mai birocratică universitatea decât. Da, acum, nu știu, eu aș lăsa la aprecierea voastră dacă n-ar fi poate în momentul să dăm cuvântul. Chiar asta aș fi vrut să vă rog, pentru că de regulă formatul nostru cam ăsta e, cam aproximativ o expunere a ideilor timp de 45 de minute o oră și apoi să încercăm să dialogăm cu cei prezenți în măsura în care sunt interesați și vor să pună întrebări. Călin, avem și un microfon. Călin Andrei Mihailescu, universitar canadian, ca să... Mersi. O altă experiență așa decât cele evocate până acum. Am să merg direct la povestea cu egalitate, libertate. Nu uita fraternite. Nu uit fraternitatea, care întotdeauna a fost o fraternitate crispată. În primul rând e fraternitatea dintre egalitate și libertate. Dar lucrul la care mă gândeam nu e tipul de exces purist al lui Robespierre, nu? Pentru că în timpul terorii, 93-94, lema era liberté, égalité, fraternité ou la mort. Da. Ok, care dispare, iar istoric cei trei termeni au devenit lematici doar după Revoluția din 1830. Deci e o gestație de 40 de ani. Asta nu contează atât de tare. Andrei, vreau să-ți propun lucrul următor. Ca să nu intrăm în libertatea să și libertatea de, tipul de Isaiah Berlin, mă gândesc la lucrul următor. Poate o distinție între egalitatea libertăților, care ar fi definiția totalitarismului, spre deosebire de libertatea egalităților, care ar putea să fie, poate, un schematism abstract al democrației. Ai merge pe linia asta? Nu sunt sigur că am înțeles exact întrebarea, dar ți-aș răspunde printr-un citat. Egalitatea poate cu greu fi obținută altfel decât în dauna libertății, astfel încât ar trebui să începem prin a ne întreba care din cele două e preferabilă celeilalte. La această întrebare nu există însă niciun răspuns general, căci renunțarea la o libertate sau alta, dacă e liber consimțită de toți cetățenii, echivalează tot cu o libertate. Aici, mă rog. Și mai presus de toate, libertatea care rămâne ar putea fi de o calitate superioară dacă reforma înfăptuită în direcția egalității a dat naștere unei societăți în care ne simțim mai în largul nostru, în care ceea ce facem ne aduce mai multă bucurie. Oricum, va trebui întotdeauna să revenim la concepția creatorilor morali, care își reprezintă prin gândire o nouă atmosferă socială, un mediu în care se trăiește mai bine. Mă refer la o societate de o așa natură încât, dacă oamenii ar cunoaște-o, n-ar mai vrea să revină la cea dinainte. Numai astfel se va defini progresul moral.
dar nu-l putem defini decât a posteriori, când o natură morală privilegiată a creat un sentiment nou, asemănător unei noi muzici, pe care l-a comunicat oamenilor dându-i propriul elan. Nu știu dacă cineva știe din cine e citatul, am să spun din cine e. Mie îmi sună total fals, tot. Nu numai ideile sunt false, dar și tonul e fals. Tonul ăsta care devine imnic la un moment dat cu asemănătorul unei noi muzici. Da. E, citatul ăsta este din Bergson, din cele două surse ale morale și ale religiei, unde Bergson introduce pentru prima dată sintagma societate deschisă. Mi se pare acest fragment un exemplu de aiureală. Pur și simplu. Și mi s-a părut și mie. Deși nu știam dinainte. Adică, de fapt, ca să mai completez printr-o frază, spuneam mai devreme că drama Franței e că nu a putut niciodată să tranșeze între libertate și egalitate, nu a putut, cu alte cuvinte, să-și dea seama de caracterul antinomic al celor două. Și până și un gânditor ca Bergson, care e despărțit de niște, nu știu cât de un secol, nu știu eu să socotesc acum, un secol cel puțin de 1830, data evocată de tine, mai mult, dacă luăm ca reper, eu știu, 1789, nu s-a putut nici atunci împăca cu ideea că, de fapt, nu merg, că libertatea cu egalitatea nu merg împreună. Și egalitatea are următoarea proprietate. E că în oricâte direcții am reușit să fim egali între noi, se vor găsi totdeauna și alte direcții în care nu suntem încă egali. Bun, hai să încercăm să fim egali și în direcțiile respective. Nu, ce sugeram? Vor mai rămâne altele. Și așa mai departe. Deci egalitatea este un concept deschis, în sensul că e o limită către care poți să tinzi, dar pe care nu o poți niciodată atinge. Idealul acesta de a atinge această limită este un ideal totalitar. Pur și simplu, totalitarismul asta vrea, egalitatea absolută între supuși, între cetățeni. Am scris acum, încerc acum să scriu un eseu exact pe tema asta. Deci, cumva pornind de la ideea că egalitatea e lucrul cel mai important. Deci pornești că orice alt considerent, libertate și așa mai departe, nu e atât de important ca egalitatea. Deci pornești de la asta ca axiomă și te întreb care e societatea care va reuși să pună asta în aplicare. Deci, ei manifestul Partidului Comunist, Marx și Engels spun în 1840, spun că ce trebuie să faci e să renunți la proprietatea privată, care e o sursă importantă de libertate, evident, și la familii, pentru că familiile sunt o sursă de inegalități între copii, adică copiii care sunt educați în familii foarte bune, bogate, eventual, sau, în fine, bogate spiritual, o duc mai bine decât cei care sunt în familie mai puțin. În fine, în orice caz, cert e că chestia asta n-a funcționat. Adică n-a fost suficient. Comunismul a încercat amândouă și n-a reușit. Dar n-a reușit în mod catastrofic. Și acum te întreb ce altceva ar putea să ducă la această societate și îți spui, domnule, poate ar trebui să faci și partea genetică. Știm că există diferențe genetice între oameni referitor la cum arată. Unii sunt mai frumoși decât alții, alții sunt mai deștepți decât alții, alții sunt mai înalți, mai mici, nu știu ce. În fine. Deci, și asta e o sursă enormă de inegalitate. Deci, ce poți să faci? Unii mai veseli, alții mai deprimați. Alții mai deprimați, exact. Deci trebuie și asta să aranjezi, nu? Adică un tip care e tot deprimat tot timpul versus unul care e tot timpul fericit, e clar că ăla fericit o să ducă mai bine decât cealaltă. Deci e tot inegalitate. Deci ce poți să faci e să zici, domnule, în comunism n-ai proprietate privată,
munca, ești repartizat la muncă cum vrei, și atunci ai să faci chestia asta și cu căsătoriile. Căsătoriile să fie șele date de stat. Statul să-ți spune că, domne, dacă ai un IQ de 120, trebuie să te căsătorești cu cineva care are 80. Sau, în fine, poți să iei toate criteriile care există, da, și să le pui ca... Ca progenitura să aibă 100. Ca progenitura să aibă 100. Trebuie să aibă toată lumea. Media trebuie să fie 100, toată lumea. Iei ceva de frumusețe versus urâțenie, găsești care e criteriu, să spunem, și după aceea încerci iarăși pui oamenii care în așa fel încât să iasă egalitate, să iasă la egal. Bineînțeles că există o teoremă care spune că așa ceva nu se poate. Deci, într-o iterație nu se poate. Deci, dacă încerci să faci chestia asta, să zicem, iei o matrice de toate chestiile care duc la inegalitate și încerci să creezi match-urile. Match, cum se zice în românește? Potrivire. Să căsătorești un băiat cu o fată în așa fel încât să iasă absolut egal în toate. Bineînțeles că nu poți, se pare. Există teorema asta care spune că nu poți. Da, după aceea poți să zici, cel puțin micșorezi inegalitatea și după aceea, după o altă iterație, o micșorezi și mai mult și iarăși ai o convergență din asta spre egalitate ideală cândva. Dar între timp, bineînțeles, între timp renunți la familie, renunți la proprietate privată, renunți la dorința de a fi cu cineva, pentru că asta duce la inegalitate. Cam ăsta e rezultatul, adică rezultatul obsesiei cu egalitatea e asta, după părerea mea. Da. O altă întrebare, vă rog. Iertați-vă, puteți vorbi puțin mai tare? Am început de curând studiul cărții dumneavoastră și m-a intrigat o chestie destul de interesantă ce am întâlnit în prologul cărții. Și susțineți faptul că conservatorismul, elitismul și bigotismul nu sunt caracteristici ale dreptei. Ați putea, vă rog, să dezvoltați aceste idei că sunt, să zic așa, este un concept destul de, să zic așa, sau o idee destul de îndrăzneață, mai ales că mulți avem impresia că aceste caracteristici sunt specifice dreptei. Da, păi, eu dacă mă uit la prezent și la trecut, constat așa că în anumite situații istorice stânga era cu săracii și dreapta cu bogații. În alte situații istorice a fost invers. În anumite situații istorice dreapta era cu elitele, stânga cu poporul. În alte situații istorice a fost invers. În anumite situații istorice dreapta era conservatoare și stânga progresistă. Cu ghilimele sau fără ghilimele. În alte situații istorice a fost invers. Cine răspunde? Ceaușescu, Brejnev, au fost conservatori, de fapt. Și pot să continui, nu știu, acum n-am în memorie lista criteriilor pe care le pomenesc acolo, dar un anumit număr de criterii care sunt în mod eronat, după părerea mea, atribuite uneia sau alteia dintre cele două aripi, stânga și dreapta. Adică au fost situații istorice în care a fost exact invers. Deci, concluzia pe care o trag eu e că niciuna dintre aceste caracteristici nu caracterizează nici stânga, nici dreapta. Deci dacă vrem să avem o definiție a stângii și a dreptei, trebuie să o căutăm în altă parte.
Și eu propun următoarea definiție. Stânga pornește de la ideologie spre realitate, dreapta pornește de la realitate spre ideologie. Asta este definiția mea a stângii și a dreptei. De la realitate la ideologie, ce înțelegi prin asta? Asta e un pic mai complicat decât invers. Invers e exemplu, da. Da, în orice caz primează faptele, primează realitatea, nu? Faptele. Ceea ce e factual, adevărat. Acum, unde intervine complicația e că nu toate faptele sunt de ordin material. Dacă îmi dai voie, pot să adaug eu ceva la chestia asta. Conservatorism, bineînțeles, se referă la ideea că există un sistem pe care vrei să-l conservi, nu? Adică e o tradiție și mai departe. Dar pe de altă parte poți să fii conservativ într-un sistem comunist. La un moment dat, sistemul comunism a devenit conservativ, pentru că, bineînțeles, oamenii vreau să mențină sistemul comunist. Deci, noțiunea de conservativ efectiv se raportează la contextul în care discuți. Altă observație e că dreapta și stânga, după cum s-a remarcat de foarte, foarte multe ori, sunt totdeauna cam aceeași. Adică, deci nu e spectrul politic, nu e o dreaptă, ci un cerc. Și că extrema dreaptă și extrema stângă se cam ating. Da. Adică diferența dintre comunism și nazism exista, dar nu era foarte, foarte mare. Adică una era extremă dreaptă, cealaltă era extremă stângă. Da. De fapt, eu vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare, pentru că mi se pare că nu a fost aleasă la întâmplare, ci ați pus degetul pe ceva care mie, unuia mi se pare ceva important. Pot să completez și să extind un pic ce am spus, fiindcă am pronunțat cuvântul ideologie. Există un punct de întâlnire a ideologiilor cu religiile și aș spune așa, poate simplificând un pic, că există religii seculare și religii neseculare. Religiile seculare, ca de exemplu comunismul, și am putea să dăm și alte exemple. Acum nu știu dacă... Ochismul e o religie. Da. Adică mulți o consideră o religie. Cel puțin. Sunt cărți chiar scrise despre ochism. Da, eu cred că și ecologismul e o religie. Eu cred că și COVID-19 a devenit o religie. Toate astea sunt exemple de religii seculare. Undeva în carte eu spun că naționalismul în sine nu e nici bun, nici rău. Depinde cu ce se combină, cu ce ingrediente se combină. Dacă naționalismul se combină cu o religie seculară, poate să dea hitlerism. Dacă se combină cu o religie neseculară, e foarte probabil că gândirea respectivă ar fi o gândire de dreapta, dar ca să devină de extremă dreaptă, mai e nevoie și de atașament față de tradiție, nu doar față de religie. Sunt două lucruri diferite. Și sigur că acolo, la extreme, putem vorbi de un totalitarism de stânga. Exemplele cele mai violente fiind stalinismul și hitlerismul, să spunem. Au existat și totalitarisme de dreapta, dar... Poți să dai un exemplu de totalitarism de dreapta?
Probabil în regimurile militare din... Nu totalitare. Nu, dar... Am zis probabil, da. Ele se apropie cel mai mult. Da. Păi nu știu, poate că Iranul e... Nu, dar nu e... Da, pe bază de teologie. Da. Nu, dar regimurile militare se bazează pe ideea că oamenii trebuie să se supună când e vorba de orice fel de putere, adică când e vorba de puterea politică a dictatorului, dar că în afara chestiilor care, să zicem, poate să pericliteze dictatura, oamenii pot să cam facă ce vor. Adică au dreptul la proprietate privată, poate să călătorească, nu? Adică dictatura militară nu e neapărat totalitară, adică e foarte rar totalitară, zice. Da, mai ales că regimurile militare rar se bazează pe ideologii. Ideologia de putere, adică... asta nu e propriu-zis o ideologie. Da. Un foarte bun prieten al meu, Leon Wieseltier, a dat un interviu în Haaretz, el e în mod cert de stânga, dar a fost acuzat de deviaționist și chiar că e perceput ca un conservator. Și el a zis, I'm not a conservative, but I like to conserve. Cred că aici e, de fapt, un miez fertil pentru a înțelege lucrurile între a fi conservator și a păstra totuși, pentru că nu poți la nesfârșit să o iei de la zero. Dar e totuși remarcabil cu un cuvânt care în sine a trebuit să fie un cuvânt admirabil, conservator. A și fost în secolul al XIX-lea. A absolut admirabil. A devenit o chestie absolut... Da. Bine, în Europa e mai văzut mai rău. În America nu... Acum a devenit cumva, să zicem, o problemă. Dar conservator... E un cuvânt prin care se criminalizează. Ești conservator, adică ceva groaznic. Sau, de exemplu, să conservi... conservaționism, mișcarea conservaționistă, tot se bazează pe aceeași idee, că vrei să păstrezi natura. Nu e nimic rău în asta, din contra. Ba chiar un termen ecologist ăsta. Tocmai. Ar trebui. Da, vă rog. Mulțumesc de conversație și eu predau în Statele Unite și împărtășesc multe din frustrările și observațiile dumneavoastră. Am o întrebare care se bazează pe, nu știu dacă cunoașteți cartea lui Patrick Deneen despre sfârșitul liberalismului sau criza liberalismului. Legat de această carte, oare ceea ce descrieți dumneavoastră, acest nou totalitarianism, soft total, nu este, să zic, ultimul stadiu al unui liberalism, să zic, decrepit, care, să zic, Rawls, filozofia lui Rawls combinată cu Nietzsche, cu Foucault, cu stânga franceză. Și este un blocaj, pentru că înainte de a se ajunge aici, și conservativii și dreapta a sucombat unui, să zic, globalism dubios, s-au distrus comunitățile locale. Întrebarea mea este, cum ieșim de aici? Poate liberalismul clasic să fie recuperat? Pentru că una dintre premisele, să zic, și vulnerabilitatea mare a liberalismului, din punctul de vedere, de exemplu, al lui Deneen, este că nu privilegiază niciun sistem de valori. Pentru a face loc pluralității într-o societate publică, nu ai voie să privilegiezi niciun sistem de valori. Există o neutralitate a valorilor și eu cred că tocmai din acesta este vulnerabilitatea a dus la, să zic, colapsul etic la care am ajuns, unde singura valoare care mai există este be open, fi respectuos. Pe de o parte, pe de altă parte, avem o noțiune foarte slabă a ceea ce înseamnă demnitatea umană și ființa umană. Ne-am debarasat de ideea iudeo-creștină. Trebuie să te respect, dar la o adică eu pot să spun, de ce să te respect dacă trăim într-un homo hominis lupus și trăim într-un sistem evoluționist în care poți să te elimini și de ce să nu te elimini dacă ești mai slab ca mine? Deci care, de unde să-și mai tragă Seva acest liberalism
decrepit, ca să-i spun așa. Unde vedeți dumneavoastră sursele și resursele unei revigorări și reînnoiri? Pentru că eu cred că această criză este și la dreapta, nu este doar la stânga. La stânga avem wokismul, la dreapta avem altele. Avem un individualism feroce care nu este conservativ, avem un globalism care nu este conservativ, avem o distrugere a comunității care nu este conservativ. Mulțumesc! Bă, e mult de spus, dar e clar că sunt întrebări foarte pertinente. Eu nu știu. Tot ce pot să spun e că valoarea, într-adevăr, importantă e pluralismul. Adică trebuie să aducem cumva pluralismul în centru discursului politic și social. Prin pluralism înțelegând orice, adică în special chestia care lipsește la ora actuală în America e pluralismul legat de opinii. Adică ce se numește sistemul ăsta de diversity, equity and inclusion, de care am mai vorbit înainte, e un sistem bazat pur și simplu pe identitarianism fizic, cumva, rasial, fizic, pe bază de sex, absolut nimic, dar niciodată, adică nu e niciodată niciun fel de nimic nu se spune vreodată despre diversitate de opinie. Or, pentru mine pluralism înseamnă exact chestia asta, adică înseamnă diversitate de orice natură. Asta e ceea ce a făcut civilizația occidentală vestică, care a trecut prin tot felul de probleme. În fine, a ajuns la un moment dat la un echilibru, hai să zicem, care era perioada, poate cineva să spună care era perioada, într-adevăr, perfectă a liberalismului democrat occidental. Probabil, a zice, anii 50, 50, 60, între 50 și 70, înainte de... secolul 20. Da. În general, adică, da. Cred că atunci a fost ajuns la optim. Spun, nu? Da. Optimul a fost atunci, cumva. Deci, imediat după al doilea război mondial, când monștrii ăștia legați de fascism și de nazism și de naționalism exagerat au fost cumva eliminați și a avut efectiv înflorirea asta a societății pluraliste. După aia, din nefericire, încetul cu încetul s-a terminat. Din motive care sunt mult prea complicate, că să le discutăm azi, dar cumva trebuie să ne reîntoarcem la noțiunea asta de pluralism. Dar cel pluralism pe care îl descrieți la anilor 50 până în 70 s-a bazat pe un model fericit al unei democrația cristiană, un iudeo-creștinist care încă era în aer. Eu cred că pluralismul complet deschis pe care, să zic, acolo cred că liberalismul este foarte vulnerabil. Nu cred că există pluralism total. Cred că liberalismul pentru a supraviețui are nevoie de o tradiție sau de o tensiune cu care să-l keep in check, să-l țină în frâu. Sunt de acord și probabil că religia ar fi singurul. Și religia are tot probleme foarte serioase, bineînțeles, dar religia cumva ar fi un mod de a frâna fenomenul ăsta de care vorbiți. Aici mi-aș permite să intervin și eu. Predau filozofie morală aici la universitate și cu Adrian sunt prieten de vreo 20 de ani, discutăm de mult lucrurile astea. Cred că aș putea adăuga doar faptul că e un timp foarte potrivit, propice pentru o întoarcere la căutarea, afirmarea orizontului moral cu tente universale. Cred că e un loc comun liberalismul contemporan, dacă vrea să se salveze, cred că trebuie să se ducă în direcția aceasta a cumva argumentării pro-necesitate, pro-importanță a căutării unui orizont moral definit de universalii. Știu că e foarte greu într-o lume dominată de pluralism, de post-adevăr, dar mă gândesc la autori precum Charles Taylor, din Canada,
chiar Jim Bethkelstein, mai de mult regretata Bethkelstein, acea idee că individul nu poate exista într-un mod self-referențial, într-o referențialitate adusă la sine în mod total. Trebuie să cumva să-și ridice privirea dinspre sine, înspre un orizont care este în afara sa. Și Taylor cred că e cel care spune că dezorientarea, de la dezorientare psihică, psihologică, până la dezorientare socială, este atunci când îți pierzi orizontul, când nu mai știi unde te afli. Și asta este, de fapt, cauza. Și cred că aici este spațiul în care trebuie să căutăm împreună aceste universalii, aceste valori universale care, într-un fel, legiuiesc existența noastră așa cum o știm noi. Și cred că aici este lupta cea mare pe care o dă acum fizic Occidentul cu regimurile totalitare, care, iată, se grupează, se coalizează. Cred că zilele astea va urma o întâlnire BRICS. Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud. Să vedem dacă se vor aduna, dacă îl vor accepta pe Putin. Se pare că da. Și ăsta va fi un semnal foarte, foarte dur al unei competiții majore la nivel de ideologii dominante ale regimului global. Aici cred că întoarcerea la demnitatea umană, dar de fiind exact ce spune Adrian, în termenii aceia ai democrațiilor funcționale de atunci, din anii 50-60, pentru că știm cu toții că părinții Uniunii Europene nu au fost oameni care au venit din perspectiva aceasta puternic orientată moral. Sigur, a însemnat creștin democrația de atunci. Cred că asta se poate recupera cumva, iudeo-creștinismul, rădăcinile tradiției occidentale, trebuie recuperate cu orice preț. Care ar fi legătura cu religia în toată chestia asta? Poftim? Care ar fi legătura cu religia, de exemplu? Adică vorbiți de iudeo-creștin. Da, cred că se pot extrage... La religie, într-un fel, când spui... Sigur, cred că se pot extrage și recupera cumva elemente care nu țin neapărat de o singură religie sau de un anumit grup religios sau grupări religioase. Cred că rămâne posibilă argumentarea pentru o dimensiune a valorilor, o dimensiune a eticii universale. O etică a virtuții, o etică, sigur mă ajunge spre o lege naturală, o funcționalitate, așa cum știți foarte bine, stăpâniți științele exacte, matematica, fizica, funcționează pe legiuitate, pe elemente clare. Existența noastră, în întregul său, are reguli, are legi. Astea trebuie descoperite împreună. Și chiar acum vorbeam cu cineva și spuneam că în contextul ăsta în care nu există o perspectivă dominantă, rațională, precum cea din modernitate, avem șansa să ne trăim, dacă trăim cu genuity, să fim egal cu noi înșine, și cred că putem prezenta, avem libertate să prezentăm pe piața ideilor, pe piața existenței, un mod de viață atractiv. Și asta de la individ la societăți. De ce magnetul major rămâne lumea occidentală? De ce lumea vestică este cea care atrage migrația? De ce lumea vestică este cea care atrage... E cea mai atractivă, e sexy. E puternică în sensul acesta, de soft power. Ori cred că aici trebuie să lucrăm mai mult. Și să vedem cum, spre exemplu, iată, Ucraina astăzi, prin liderii săi și prin soldații săi, ne prezintă o etică a virtuții incredibilă, pe care n-aș fi avut niciodată posibilitatea să o prezint în sele de curs, acum, așa cum pot face acum, când spun ce a zis Zelenski, de exemplu, când i s-a oferit posibilitatea să plece și a spus I don't need the right, I need ammunition, light will overcome darkness, life will overcome death, asta a fost piciul lui de atunci și s-a pus în fața cele mai mari armate, a doua armată din lume și a mers pe ideea unei etice a virtuții. De ce? Pentru că aceste valori au putere de atracție. Sunt valori fundamentale care ne definesc și asta dincolo de religie. Sunt definitorii ființei umane și dacă știi să le apelezi, reușești. Mai dau și exemplu soldaților de pe insula Șerpilor. Go dot 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 yourself. Cu trei arme în mână, orice etică utilitaristă sau etică consecvențialistă ar fi capitulat acolo. Ar fi spus, doamne, gândim la ce urmează. Stai puțin, e vorba de Moscow, cea mai mare navă, amiral, flagship-ul rusesc. Ce putem noi să facem? Nimic, nu ne interesează. Murim. Atunci când suntem facing life and death, dacă ai virtuți suficient de puternice, te duci mai departe. Nu știu dacă câștigi sau nu câștigi, dar iată că lucrurile s-au schimbat. Virtuțile astea sunt atacate în mod consistent. Adică, de exemplu, școala americană la ora actuală e
Acum sincer îmi vine să zic ce a zis soldații aia, nu știu. Cred că trebuie luptat, doar simbolic vorbind, dar trebuie luptat, trebuie stat acolo și luptat cât poți, cât se poate. Chiar astăzi era în Barry Weiss, nu știu dacă știți, Barry Weiss are un Substack în care la fiecare două, trei zile are un articol foarte interesant. Azi era un articol legat de doi indivizi în California, în San Francisco, în care aveau doi copii, unul de 5 ani, unul de 8 ani, care mergea la școală, la școala respectivă, o școală foarte costă cam $40,000 ca să, pentru copil, din cât înțeleg. Deci ăștia erau clar tip foarte bogați și școala e foarte bogată. Și la un moment dat ei doi s-au revoltat pentru faptul că școala îi educă pe copii în ideea de gender fluidity. Deci copiii de 5 ani, 6 ani, li se spune că, domnule, nu există băieți, fete, noi, adică să fiți atenți. Deci, îți dai seama, că o chestie absolut incredibilă, cumva, ideea de a lua copii și de a educa în stilul ăsta. În fine, și ăștia doi au protestat și, mă rog, au avut tot felul de probleme cu școala, chiar cu prieteni de-a lor. Deci ei povestesc cum că aveau prieteni cu care împărtășeau aceeași idee, că era toată chestia asta absurdă, dar care în momentul în care ei au început să vocifereze împotriva chestia asta, era, prietenii s-au desprins de ei și după mult timp copiii au fost dați afară din școală. Deci amândoi copii, 5 și 8 ani, au fost dați afară pentru că părinții erau împotriva modului de a educa. Eu cunosc tot așa un caz. Microfon, Andrei. Cunosc un caz din Franța. Deci, hai să lăsăm la o parte cazurile în care un copil are probleme și, să spunem, e un băiat care spune că el se simte mai degrabă fetiță sau invers. Sau... Mm-hmm. Să lăsăm deocamdată la o parte cazul ăsta și să vă spun două cuvinte un caz din Franța. Deci vine un învățător la școală și întâmplător nu zice nimeni ceva de genul ăsta, că s-ar simți altfel decât e. Învățătorul ia pe băieți deoparte și îi întreabă: mai, voi sunteți siguri că sunteți băieți? Și după aia ia fetele separat și le întreabă pe ele: mai, voi sunteți sigure că sunteți fetițe? Cred că asta spune. Și asta în Franța. În Franța încă nu e atât de grav cât e în Statele Unite. În Statele Unite e un fenomen general. Adică nu e că se întâmplă într-o școală foarte bogată. E interesant că elitele merg mai mult spre chestia asta decât... Legat de o discuție care am avut-o anterior cu conservatori și cu dreapta și cu stânga, sunt elitele de stânga care au tendința să meargă spre chestia asta. Din nefericire, devine din ce mai mult un fenomen universal. Da, vă rog. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc pentru deloc și aș dori să vă... Dacă ați putea să mai vorbiți despre religii seculare și ce părere aveți despre definiția ideologiei propusă puțin în glumă de Slavoj Žižek legată de declarația din 2002 a lui Donald Trump de Irak, că we have known knowns, situația cum e prezentată, known unknowns, că cine știe ce... Este bombe... Rumsfeld. Da. Rumsfeld. Da. Cine știe ce bombe mai sunt și unknown unknowns, motivul pentru care trebuie să intervenim, pentru că cine știe ce mai este pe acolo, doomsday weapon. Dar o structură lipsește un lucru, the unknown knowns. Și... definiția ideologiei ca fiind the unknown knowns.
lucruri pe care le știm, dar care probabil luăm de gata, and we might not be aware of. Mulțumesc. N-am auzit sfârșitul. We might not be, lucruri care le știm și nu știm că le știm sau cum. Le luăm de gata probabil. Da. Nu știm că nu le știm. Nu știm că le știm. Că nu le știm. Nu, da. Nu știm, dar nu, foarte, nu știm. Foarte socratic. Nu știm că le știm. Da, da. Mulțumesc. Nu știu în ce plan vă așteptați la un răspuns din partea mea. Sau mai mult spre ideea de religii seculare. Sau cum poate o religie care nu este seculară să devină seculară, de exemplu... Păi, religiile seculare sunt în general ideologii și, cum am spus mai devreme, ideologiile nu caută adevărul, ci mai degrabă caută metode eficiente de a ascunde adevărul sub preș. Acum... Care e dinamica ideologiilor? Asta e o problemă foarte complicată pe care nu cred că o putem dezbate acum. Există un... vorbeam mai devreme cu Sergiu Kleinerman. Există un fizician franco-israelian, Serge Galam, care a inventat o nouă știință, acum vreo 30-40 de ani, știință numită sociofizică, care la început a provocat scandal. Primul articol pe care l-a scris împreună cu doi colegi de-ai lui la o universitate israeliană a fost pur și simplu sechestrată și încuiată într-un safe ca să nu poată fi publicată. Rectorul universității spunând că ar face de râs întreaga universitate. Durat vreo 30 de ani până când sociofizica a căpătat o recunoaștere ca știință pe deplin legitimă și se ocupă în general cu dinamica propagării opiniilor. Opera lui Serge Galam e destul de vastă, eu mărturisesc că n-am citit decât 3 articole de el. Unul dintre articole era un model de ce numește el totalitarism democratic. O anumită populație se împarte în grupulețe, pentru simplitate se consideră egale în număr acele grupulețe și fiecare grup își alege un reprezentant. Populația respectivă e presupusă că e teatrul desfășurării a două opinii concurente și într-un grup, în fiecare grup, fiecare grup își alege ca reprezentant pe cineva care e de opinia majoritară în acel grup. Și se formează pe baza asta o populație de reprezentanți mai restrânsă. Aia la rândul ei se împarte în grupuri, care își aleg și ei un reprezentant. Și studiul lui Serge Galam arată că după un anumit număr de pași, cu anumite condiții numerice inițiale, una dintre cele două opinii concurente poate fi total eliminată. Deci e vorba de o democrație, un model democratic supraetajat care duce la o opinie unică, toate celelalte fiind eliminate. Mai sunt și alte studii de ale lui foarte interesante în care tot așa societatea, populația e împărțită pe grupulețe și în fiecare grup cei care sunt minoritari se aliniază la opinia majoritară din grup. Cu excepția, pentru că modelul e ceva mai complicat, în model există și o categorie de indivizi numiți inflexibili care nu se raliază niciodată la altă părere decât cea pe care o aveau.
Există și acolo un studiu al dinamicii propagării opiniilor. E foarte interesant pentru că în anumite condiții una dintre opinii e totdeauna învingătoare și o elimină pe cealaltă, dar nu în orice, nu pornind de la orice condiții inițiale. Asta e o știință foarte interesantă, sociofizică. Interesant că asta arată că o democrație pură e instabilă, adică la un moment dat devine... Da, pe de o parte democrația e instabilă, pe de altă parte libertatea e instabilă și pe de altă parte liberalismul e instabil și policentrismul e instabil, nu? Dar ce vreau să spun e că asta duce la ideea asta că democrația, numai democrația în sine nu e suficient dacă vrei să păstrezi pluralism sau libertate. Că ai nevoie de altceva. În America, de exemplu, inițial era foarte important că republicanismul american, deci nu era pură democrație, era o democrație pe nivel la model republican. Și acum, bineînțeles, adică dacă te uiți la fenomenul care se întâmplă acum în America, e special democrații încearcă să distrugă complet, democrații încearcă să distrugă completamente republicanismul. Adică să fie vot direct, să nu fie două camere, să fie... În fine, asta poate să ne inspire să găsim ceva, soluție. Adică democrația în sine nu e suficient. Și probabil că nici democrația cu capitalismul nu e suficient. Vă zic, asta îți spuneam eu înainte, astăzi, că ce interesant e că democrația, chiar așa cum a fost criticată de Plato în Republica, da. The Republic, în Republica, e criticată pentru că duce la fenomenul ăsta de aplatizare, toată lumea e la fel, valorile se duc încetul cu încetul, și chestia duce la anarhie și anarhia duce după aceea la un fel de totalitarism. Și capitalismul cumva se opune sistemul ăsta de aplatizare. Deci capitalismul totuși se bazează pe chestia asta locală, că o instituție economică nu poate supraviețui dacă nu ia măsuri realiste față de... Deci trebuie să se bazeze pe merit ca să supraviețuiască. Și asta cumva compensează și sistemul ăsta, în fine, sistemul ăsta democratic occidental a rezistat destul de mult. Mai mult decât își imagina Plato. Adică, conform lui Plato, ar fi trebuit să dispare de mult. Dar probabil că nici asta nu e suficient. Probabil că mai e nevoie și de un alt element. Care e acest element? Nu e clar. Poate religia să fie un al treilea element. Dar, în orice caz, în sine, democrația în sine nu e stabilă. Sunt înspăimântat de câte idei foarte palpitante s-au lansat. Cum conferințele noastre au scopul de a lansa discuții și nu de a epuiza, pentru că nu vom putea. Poate le vom continua cândva, poate veți veni într-o formă stabilă la universitate pentru un semestru, pentru un an, să vedem, să introducem și astfel de cursuri. Conducerea noastră este foarte flexibilă și chiar pe asta ne bazăm, pe deschiderea la nou. Vă mulțumesc foarte mult pentru lucrurile deosebit de pătrunzătoare pe care le-ați oferit spre discuție. Am avut senzația că mă aflu într-un simpozion de tip platonician-socratic, așa încât nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc încă o dată pentru... în alta contribuție intelectuală pe care le-ați adus și pentru felul în care ați atins atâtea probleme foarte fierbinți ale lumii noastre, chiar ale acestui moment. Și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență. Vreau să vă spun că să mai găsesc câteva cărți ale lui Andrei Vieru chiar la ieșire, dacă doriți să-i solicitați autograf,
acum este momentul. Vă mulțumesc mult și ne vedem cândva în viitor. La revedere!